Dar până la urmă, noi nu putem să neglijăm sau mai bine să nu luăm în dezbatere, în discuții, problema aceasta. Ea trebuie soluționată într-un mod, așa să zicem, colegial. Deci noi chiar împreună vorbim aici la Ministerul Sănătății, vorbim și Ministerul Învățământului, Educației. Și să putem să împreună să găsim soluția aceasta, oricând ceea ce îi divinim noi ca criterul numărul 2, să întreprindem noi, ceea ce mi-a spus la Guvern, ne-a ajutat spune ca să putem să găsim această opțiune, zicem, variante optimistice pentru noi toți, și să putem să, zicem, să facem și creăm și condiții, zic, cel puțin decente pentru pacienții care sunt de acela capul. Doamna vicepreședinte este persoana responsabilă în domeniul sănătății, nu s-a cunoaște mai mult în domeniul acesta. Acum suntem în această, spunem, a fost o înțelegere, o decizie sau un contract cu datele noi, în privința ca acest edificiu care era într-o stare deplorabilă să fie dat în folosință pentru a fi, zicem, renovat sub spital de Vițioasă. Și acum am ajuns unde am ajuns noi. Pentru a face niște investiții noi, ca Consiliul Regional, avem nevoie din niște, zicem, un alt statut. Ministerul Educației și Consiliul Regional Căpul, cu privire la darea în comitat a spitalului de boli infecțioase, a unui cămin a școlii profesional tehnici, pentru a fi spitalul de boli infecțioase. Contactul a fost în 2004, o extracție în contractul anul trecut în iulie, dar noi am mai examinat acest contract cu domnul Cășineanu și acolo, drept vorbind, contractul într-o vigoare de la momentul semnării actului de predare primire. Actul de predare primire a fost semnat în februarie 2005 și oricum a expirat în 2015 și actul de predare primire și am înțeles că încă un an de zile noi putem să mai activăm acolo. La drept vorbind, situația care este acolo este foarte critică. S-au făcut reparații, nu ocupările de rău. Noi nu vrem acum să aruncăm nimeni cu gunoi să spunem ce au făcut cei care nu au fost până noi. Noi nu am găsit nicio decizie prin care a fost transmis acest edificiu. Nu am găsit niciun document, adică document ce ține de reparație, pentru că atunci pe timpul acela s-au alocat mai mult de 1 milion de lei pentru reparația capitală acestui edificiu. Nu sunt materialele acestea la contabilitate, deși pentru noi am trecut, când am făcut un șir de demersuri la Ministerul Educației, Parlament, Guvern, Președinții, și de la Minister mi s-au solicitat să fie și acte constatatoare, adică s-ar fi efectuat reparații în acest edificiu. La momentul dat, noi atunci am solicitat, în timp când era domnul Mihai Moldovanu, dar cu părere de rău, am discutat cu el și după o săptămână, după nevoie, n-am mai fost, ca să fie o hotărâre de guvern prin care să ne treacă de la balanța Ministerului, la balanța Consiliului, să fie trecut această privire. După care noi am comunicat doar și cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul Educației, prin scrisoare inițial am solicitat cel puțin că dacă se înțelege la balanță, după care am solicitat să se transmit și să ne comandați să respins și această propunere. Argumentul a fost, după părerea mea, nu părerea mea, dar o spun și colegii noștri care au fost la Ministerul Educației, consideră că nu destul de argumentat, nu destul de convingător, că s-a vorbit despre ceea că ei nu au putea să dea această încăpere din motivul că școala profesională tehnică are studenți și nu au unde să se iei. Atunci, în perioada, adică noi știm, noi să mergem, să ne deplasăm la fața locului, alături de școala profesională tehnică mai este un cămin care el necesită să fie reparat și este o posibilitate, adică dacă s-a luat surse financiare să fie reparat acest cămin, indiferent cu va fi acest cămin care e unde spital de boli infecțioase sau mai mult decât atât, dumneavoastră care sunteți medici, probabil că nu trebuie să vă convinc că dacă 10 ani într-un spital au fost bolnavi de boli infecțioase, nu știu cât e de corect și tuberculoză, nu știu cât e de corect că acum noi acolo să luăm, să plasăm. Dar problema este cea mai mare, adică că noi nu putem să creăm niște condiții normale în acest edificiu. Este nevoie pentru că s-au făcut reparații și chiar reparația aceasta nu a avut, n-au dat mari rezultate din motivul că erau îndebați pereții cu mucegai. Acum, după chiar și după ce s-a făcut reparația cu perișului, ele așa și păstrează. Nu este sistema aceasta de ventilare. Ar fi ideal ca să fie trecut de la balanța Ministerului Educației la balanța Consiliului Regional,
În caz dacă nu există așa o posibilitate, și eu sunt vreo 10 ani sensibil, incomodat, nu în arendă, așa cum mi s-a propus ultima variantă, că noi să avem posibilitatea să creăm condiții pentru pacienți acolo. Mai înainte, spitalul a avut mai multe clădiri, dar clădiri vechi. O secție boli infecțioase a fost amplasată într-o clădire din anii 20. Da, a avut clădiri. Ce dimensiuni la tine? Nu pot să vă spun, de mult a fost și... Da, totuși eu vreau să aflu. Unii clădiri, ce unii teren? Acum ai construit piață. A fost vândut. Asta este pe vreo problemă. Eu vreau să vă spun un singur lucru, eu îmi place să aflu tot adevărat. Deci cum a fost vândut? Cui a fost vândut? Și unde-s banii ce? În bază la ce? Care a fost bază legală? Decizia Consiliului. Decizia Consiliului. Aveți decizia Consiliului? Trebuie să fie. Sunt o parte din decizia, ce am găsit noi în arhivă, sunt la alte edificii care au fost. Dar aici nu e nimic. Aici nu este nimic. Deci sunteți siguri că decizia Consiliului din acel an, din 2004, nu există? Privește cum ați zis, nu, puteți căutăși la cancelarie. Nu, domnul Groză, noi am verificat și la arhivă. Am rugat arhiva să ridici documente nu numai din 2004, dar și din 2003. Din tot ceea ce a găsit arhiva, sunt niște decizii care au fost doar de transmitere spital de pediatrie, dermatovenerologie, ce au fost aici în centru care au fost vândut. În rest nu este nimic. Cum s-au vândut atunci? În bază la ce? Nu am spus același lucru, adică pot și eu să în ce an asta a când s-au vândut spitalul de boli infecțioase, nici nu știu. 2002, că a fost demolată. Infecțioase. La noi vorbim, noi acum v-am spus că nu vrem să răscolim trecutul, dar trebuie să mai spunem unui lucru pe nume. Pentru că au fost clădiri ale spitalului care ele au fost vândute, nu știm din care măsură, și secție, din care cauză, și secție de pediatrie și... Vedeți-mă că eu nu răscolesc de taxovirul, nu, eu... cineva mie întreb adevăr. Și nu e așa așa. Nu mai interesează de răscoliți. Răscoliți, trebuie răscoliți. Ce să ne temem? Nu nici de teamă. Dacă adică... este decizia Consiliului pe ură, dacă ea nu există, asta e altă. Dar eu mă miresc până la urmă. Nu poate fi o bază legală în afară de cele Consiliului, pentru că astăzi, pentru că spitalul era, zicem, fundator, mai bine zis, era la Consiliul anul, nu? Pentru că nu putea să fie altă modalitate decât să fie un exilu Consiliului, în baza... Corect. Asta trebuie să fie. Altcumva nu putea. Acum, eu țin minte discuțiile acestea. Eu ce eram în opoziție și nu am votat decizii acestea, altul vărășei la putere. Erau cum și discuții că clar că se specula că sunt într-o vânzări, erau niște diestea situații, dar acum uitați-vă că vremea trecut și noi am ajuns de major. Adică, este am vizitat, deci s-a cerut acceptul Ministerului Sănătății la acea perioadă, dacă e posibil să... Și noi am spus atunci că după o reparație capitală s-ar putea de acomodat la cerințele respective, că nu era altă ieșire. Dacă cineva vrea să clarifice cu istoria, cred că ar fi bine direcția juridică a Consiliului Raional să se ocupe cu și cineva interesat, care a fost legală, parte legală, s-a vândut, nu s-a vândut, și a doua parte a întrebării respective, să noi să rezolvăm problema de astăzi care este. Și se poate de rezolvat numai printr-o decizie, o hotărâre de guvern, de transmitere de la balanță la balanță. Pentru că, într-adevăr, pe parcursul anilor, atunci undeva în jurul, la perioada aceea, vă intuiți 1,5 milioane a fost alocat pentru reparația clădirii respective. Dar pe parcurs, de menținut, e anual să repara. Să vă ruie, să duce, așa a fost, că nu era posibil. Și acoperișul chiar a fost reparat cu toate... Corect. Nu, eu de acum, la referitor la ce a vorbit doamna vicepreședinte, doamna Vacalu, odată și instituția respectivă mai are o clădire care poate să-și facă reparații, de discutat cumva la nivel de guvern, ca să-i ajutăm și pe dânsii să primească banii respectiv și să fie ambele părți satisfăcute într-o formă. Nu putem astăzi să obișnuim pe cineva dacă au necesitatea respectivă. Dar odată și sistemul de sănătate a investit atât cu executiv cât din banii sistemului care erau planificat pentru sistemul de sănătate. Dar cum se va decide la nivel de guvern de acum e poziția dumneavoastră? Cum o să apară în argumente?
Cine nu își cunoaște trecutul, nu are viitor. Corect, eu de acord. Acum lăsa să întrebi pe mine. Deci noi nu putem ignora faptul că noi decizia Consiliului de asta rămână. Acum, dumneavoastră a spus un lucru foarte interesant. S-a luat este decizia că banii care s-au făcut la, s-au acumulat la vânzare, s-au luat la reparație. Bună decizia asta. Ar vrea să văd. Aș vrea să văd cum s-au luat ulterior, câți bani s-au investit în reparații. Eu aș vrea să văd că nu-i târziu. Aici nu-i termen de prescripție, aici trebuie să ocupe, nu cu direcția juridică, de rău, pentru că ei sunt plecați. Deci este Procuratura, este Centrul Național Anticorupție, noi trebuie să se împie și îi lasă ocupe. Când o să ajungem la momentul ce facem acum, o să distrugem. Dar mie mă interesează pas cu pas de la început. A spus că este decizia. Dumneavoastră ați adus și viceministru, cum s-a luat. Da? Dar nu s-a luat la nivel de minister. Acolo s-a cerut numai înțeleg. Sănătate publică. Cred că cunoașteți. Atunci mă interesează unii decizii și e că de la vânzările terenului și a clădirii, banii o să fie folosiți pentru aparați. Unii decizii asta. Trebuie să fie astfel de activi. Să decizia Consiliului. Trebuie să fie. Dar nu s-a putut face altfel. Da. Domnul Țocan, la acel moment se face tot. Domnul spunea, tu faci și ce, faci și ce. Deci el se numea secție de boli infecțioase la spital. Secție. A spitalului Renan. Da, spitalul Renan. Așa. Câte paturi aveți dumneavoastră acum? 30 de paturi. 30 de paturi. Și cine îți tratează acum? Balnac cu boli infecțioase. Am auzit tuberculoză, iată, aici nu am o întrebare. Balnac cu boli infecțioase, balnac cu dermatovenerologice și balnac cu tuberculoză. Dar tot sunt balnac infecțioși. Da. Câți pacienți anual tratați? Până la 1000 de atunci. Secții de literă. Asta e mai mult o secție polumeritală care trebuie să intervenați. Chiar dacă nu are îndeplinirea 100%, e pasat 50-60, dar într-o necesitate a fost o erupție, să zicem, alimentară, de copii, de școală. Noi acum avem 20, dar iarna avem 70 pe 30 de paturi. Nu, așa e. Noi, Ministerul Educației, au problemelor, este domnul director, toți suntem practic medici, des noi tragem cenușul la torta noastră. Să-mi spuneți un lucru, cât de urgent este necesitatea ca dumneavoastră să luați clădirea, să nu le dați lor acum, dar care este urgent? De la altă. Aha, la altă. Da. Câți elevi dumneavoastră ați amplasat? Un singur cămin cu capacitate de 210 locuri, așa i-am îmbulzit că avem 240, adică nu am făcut nivelul 2, dar am pus 4 lângă 4. Avem necesitate acută. Deci dumneavoastră aveți 240 de elevi. Poftim? Noi avem contingent 375. 375. Câți necesită? Necesită 290. 290. La anul o să fie... Ce capacitate aveți dumneavoastră? 210, un cămin care 210. Funcționează. Deci diferența este de 84, 80 de locuri. Da. Dar anii aceștia, când au fost acolo secția de, zicem, cum ați activat anii aceștia, perioada aceasta? Poftim, era contingentul mai mic, da, comanda de stat a fost mai mic. Aveți acum o creștere mai mare la... Da, avem tendința creșterii și la anul încă o să... o să fie mai mare. Vorbim de plan sau vorbim de fapt? Adică aveți, într-adevăr... Acum, la ziua de azi. Da. Avem nevoie, da. La ziua de astăzi, 375 studenți aveți? Da. De elevi? Da. Cât ați avut anul trecut? La nivelul ăsta, 382. Anul trecut. Da. Deci, practic, aceeași cifre. Da, practic, aceeași cifre. Deci, da. Nu vă ajung 84 de astăzi. Okay. Care o solicitat, noi n-am putut să-i oferim, pur și simplu i-am... Masat, i-am strâmtorit la capacitatea aceea, dar avem nevoie de cămin. Adică este stipulat chiar în contract. Odată s-a dat comodat pe termen de 10 ani, am făcut și interpelări și la
Această clădire în 2004, când s-a făcut schimbul, da. La balanța cu era. Ministerul de Educație. Și-a fost studiul, da, da, și-a rămas. Asta aveți... Ia cât voi vă citesc mot-a-mot în contract. Comandatarul își asumă obligațiunea pentru reparație, amenajarea acestei clădiri, cât și întreținerea ei calitativ cu parcursul întregii. Da, ați făcut, dar totodată toate renovările cele, acomodările cele se fac cu acordul Ministerului Educației. Aici e scris... Și s-a făcut cu acordul. Dar nu s-a făcut. Eu trebuie de căutat, dar s-a făcut cu acordul lor. În principiu, mari schimbări acolo nici dar nu au fost făcute. Dar nu era niciun acord. Dacă acordul se făcea, știa Ministerul Educației. Aici nu. Domnul director, vreau să vă spun acum, eu nu știu, este domnul prim-ministru aici și domnul viceministru, cât de mult n-ați dorit dumneavoastră acum, eu noi nu putem să vă eliberăm clădirea și să vă dăm. Ne-ați dat într-o stare foarte, eu avem actă de predare primirii, fără geamuri, fără nu și fără nimic. Eu când am fost ca să întoarcem această clădire, nu trebuie să facem niște reparații și niște investiții. Ori facem investițiile în clădirea asta, o faci dumneavoastră, noi scoatem geamurile și gardurile și rămâne clădirea la nivelul la care a fost, dar asta noi și revin situație. Ori să găsesc surse financiare pentru ca să reparați căminul de alături. Că acolo a fost bolnav de tuberculoză și acolo cel puțin o ani de zile trebuie să o stai liber. Noi sunteți om de stat, cei mei presus, mulți de copii care trebuie cămin, care poate ori și moment, la o gazdă, mai știu eu, la mergeți la compensație, la compensare, la acești achetei la gazdă sau și mie de presus, sau 1000 de pacienți care... E destul unul cu tuberculoză activă, sunt pe oraș... Eu înțeleg lucrurile este, dar mă înțelegeți și pe mine, unde să iei? Dacă ei solicite, au venit din diferite localități și unde să iei? Eu vă mai spun o dată, e la gazdă, pot să. Deci puteți compensa de la, nu știu, de la dumneavoastră, de la Ministerul Educației, de la Consiliul Rândal, Consiliul Municipal, puteți compensa copiilor ăștia 20, 30, 50% cheltuielile pentru gazdă. Pacienții nu pot să-i duci la gazdă. Cât n-ai dorit, n-o faci, una la mână, doi la mână. Cât de mult n-o faci, cât de repede n-am hotărât noi acum, noi nu o să putem imediat hotărâi în timp. O săptămână, două. Anul ăsta pentru noi așa și ai pierdut. Pentru că e posibil acum spitalul ăsta să-l transfer chiar dacă se găsesc bani necesari pentru reparația altei clădiri. Dar în așa caz, dacă reparăm a două clădiri care tot erau noastre, ne trebuie să o transmiteți la balanță, să o transmiteți spitalul. Sau asta trebuie să o facă Consiliul. Deci noi trebuie să faceți acum o urgență, o ședință Consiliului Raional. Să vedeți cum vreau să ori luați transmisia și la balanță, ori prin decizia Consiliului Rănau luați prelungiți contractul de frumos. Eu azi de doi. Dar nu poți fi unul unilateral, vezi că aceasta să fie... Consiliul trebuie să iei decizia așa cum a luat decizia tatăl tot în 2004, fix acum poate să iei el fondatorul. Și acolo, și acolo. Nu este noi la nivel de guvern, asta nu rămânem aparte. Asta e altă întrebare. Dar voi trebuie să găsim soluția așa aici pe loc. Ce putem noi propune acum? Haideți să ne gândim. Ce propunem noi la 1000 de pacienți? Nimic nu uităm. Că îți construiești un spital, să îți construiești, să repare aceleși pădiri care este, noi nu putem. Cu un om, cu 80 de copii, e mai ușor de hotărât. E mai ușor, pentru că le compensez de chirie, în cel mai rău caz le compensez chirie, dar și în Chișinău vin la universități. Învață, nu scrie bine. Oamenii arendează, se duc în chirie. Deci nu, nu e o problemă. Dacă permiteți, domnule, să situația cu tine mea, nu cred că domnul director este în stare să decide din alu. Nu, exact. El doar acum este aici ca să discutăm, să și o opinie, așa să spun. Până la urmă, situația aceasta, dacă Chișinău... Este răspuns la... Voi v-ați învățat că ați ne spuneți la Chișinău. Haideți să voi aveți și voi Consiliul vostru. Trebuie și voi la Consiliul, luați o decizie. Dacă voi luați o decizie, cum vă spun eu, sau așa, sau așa, indiferent cum o luați, atunci la Chișinău e așa o înțeles. La momentul când voi ați făcut decizie și ești care nu mai există, iată-ți încălcată fiță. Acum mai trebuie să luați o decizie bună aici. Prelungiți contractul de când o dată. Noi ne înțelegem acum cu ministerie, ne ducem la doamna, a fost cu toate, doamna a fost. Dar aici, la semnul interesului de partid,
nu se poate de chiar vă mulțumim că aici e frumos toate partidele să discutăm cu doamna Foșă, să discutăm cu Ministerul Sănătății, să ajungem la un sens că cumva să ieșim din situație, dar trebuie să facem și o hotărâre de guvern, dar nu putem face o hotărâre de guvern în felul de transfer de la unul la altul. La balanță, da. La balanță, deci, da. Asta ar fi balanță. Asta e soluția, altă nu e. Spitalul de boli infecțioase și tuberculoză, care persistă acolo și zis, nu s-a zis, eu mă întorc la cei care nu era situația. Cum au putut familiile acolo să trăiască după aceea când a funcționat spitalul de boli infecțioase mult timp, zeci de ani? Corect. Eu vă spun eu altă, da. Care e tehnologia, da? Se poate. Mai căutați un milion, dați tătă tencuială jos, scoteți fereastrele, spalați-le sau chiar schimbați-le, numai în așa caz, o să vă dăm condiții. Corect. O să vă dăi condiții. Că oamenii trăiesc acum acolo, unii spuneți, neastre, oamenii erau inconștienți, erau bucuroși să duc. Și erau nevoie să stați așa. Nimeni nu a pus probleme. Erau bucuroși de... Și clădirile au fost demolate acolo. A, au fost demolate? Da, practic a fost demolat, iar clădirea a fost din anii 20, dacă nu mai există spital celor cu tuberculoză, nici nu trăit nimeni acolo. Știu, el era malul prutului în partea sile. Eu văd astăzi o soluție, să rămâie asta așa cum este spitalul. E găsit la nivel de Consiliu Rănal, Consiliu Rășănesc, Guvern, e găsit o soluție cât trebuie pentru reparația acolo, cam și niște prețuri estimativ. Undeva 2-3 milioane de lei, dacă facem care pentru clădirea asta. La studenți acolo. A două clădiri care e devastată. Vezi rândivezi de clădire? Da. N-avem noi, nu ne-am aprofundat. Păi, dar de aceea țineți acum. Cât etaj are? Cât etaj are? 3. Puneți câte un milion la fiecare etaj. Doamne, am o întrebare. Dar ce țineți la balanță? Nu, ca noi întrebăm. Eu ca... Vreau să țineți de câți ani așa de devastată? Din 97. 20 de ani, practic 20 de ani, este devastat. Și așteptați, ia să mai vindem un spital și da, de câte ori, vă zic că m-am adresat și am pregătit și de divizile de cheltuieri, acum s-au schimbat divizile de cheltuieri, dar nu mi s-a dat. Eu cred că aici doamna a spus la Sine, în învățământ, ce? Doamna ministru. Da, o să găsească posibilitatea, o să vă alăturăm la un proiect pentru școlile profesionale și cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale, trebuie să includem aici la nivelul a doi miniștri și să găsim proiect și vă dăm bani și la anul viitor să aveți clădire. Ar fi perfect. Corect. Asta ar fi cea mai bună soluție. Noi da. Acolo investim, avem bani. Mai bani interior nu o să găsim. Trebuie să găsim ceva proiectului din afară. Trebuie făcut proiect, trebuie găsit bani. De făcut ca la anul, la 1 septembrie, vreau să aveți copilul asta veche, să o aveți renovată, să aveți dreptul, să cazați acolo copiii, să-i cazați nu câte 4-5, dar să-i cazați și câte 2 și câte 3. Iată, asta se poate încerca. La moment se iese, distruge și este acolo. Să dați dumneavoastră toată tincuiala jos. Iarăși o sumedie de cheltuieri ca să vedeți copiii acolo, este inoportun. Credeți-mă că ar fi mult mai bine. Nu merită de cap așa investiții, dar nu merită. Iar din tâi găsești 1 milion de lei ca să faci să renovezi spitalul ca să poată trei copii. Iar e o problemă. Nu vă spărați, domn director, eu mă înțeleg. Asta că vă zbateți pentru cămin că vă trebuie. Dar trebuie să vă descurcați anul ăsta. Mai multe proiecte să fie implementate acolo și că noi să găsim soluții. Acum eu sunt de acord cu domnul Brega și cu toți colegii noștri de aici. Noi acum practic trebuie să ne concentrăm pe ceea că să găsim posibilități pentru renovarea căminului dumneavoastră și noi să avem spor juridic ca să putem să alocăm surse financiare pentru reparația capitală a spitalului de boli infecțioase. În cazul când va repara asta clădirea asta veche, deci spitalul trebuie trecut la balansul. La balanță... Noi nici nu avem drept să facem reparație că nu este decizia, hotărârea guvernului.